Gabriela, îți mulțumim mult pentru informații. Revenim la tine cât de curând. Durere fără margine în familia renumitului antrenor de tenis de masă, Mihai Bobocică, care a pierit în cumplitul accident din Olt. Fiul sportivului a venit din Austria pentru a-și conduce tatăl pe ultimul drum. Mihai Bobocică era antrenorul lotului de junior ai României. În momentul impactului se îndrepta spre Mioveni, unde urma să participe la o competiție de tenis de masă. Durere mare este și în familia celorlalte patru victime ale accidentului. O familie întreagă a pierit sub roțile tirului, scăpat de sub control. Între timp, autoritățile vor să afle acum în ce condiții a avut loc tragedia. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Mihai Bobocică avea 63 de ani și era antrenorul lotului de juniori al României la tenis de masă. Bărbatul mergea spre Mioveni, unde urma să participe la o competiție. Sportivul se afla în prima mașină lovită de tirul, care a ajuns pe contrasens. În urma impactului, antrenorul a suferit un traumatism craniocerebral grav și a fost resuscitat la fața locului timp de câteva zeci de minute. Apoi a fost transportat la spitalul județean Slatina, fără succes însă. Bobocică s-a stins pe un pat de spital. Pentru mine este cea mai mare pierdere din viața mea. Tatăl meu a fost totul pentru mine și pot să spun că sunt ceea ce sunt mulțumită lui. Răpus de durere, fiul antrenorului, care i-a călcat pe urme în carieră, a venit cât a putut de repede din Austria. M-a sunat sora mea ieri pe la ora 5:30, ora Austriei, că eu mă aflam în Austria. Doar ce terminasem antrenamentul și m-am repedat imediat acasă și am luat o mică geantă cu mine și am plecat imediat. Mihai Bobocică a antrenat echipa de junior de tenis de masă Italiei și a fost elevul antrenorului emerit Virgil Bălan. În accidentul care l-a răpus pe sportiv, alte patru persoane și-au pierdut viața. Este vorba despre o familie întreagă. Cei doi părinți de 30 și 38 de ani au decedat la fața locului, iar copiii lor de 3 și 5 ani au murit câteva zeci de minute mai târziu la spital. Cei patru se întorceau în București după ce petrecuseră Paștele în Craiova alături de familie. Au venit pe la părinți în vizită și când ieri se întoarcă spre, în drum spre București. Și mai târziu, eu lucrez în cadrul asociației, m-am dus la el să pentru o problemă. Și când l-am auzit, gogul, ca așa zicem noi, tatăl decedatului, păstii că lasă-mă în pace că accidentul de la pădurea Sarului sunt copiii mei. Au murit niște oameni nevinovați. Poate din cel cu tirul trebuia să-și fi, sau patronul care a fost să-și facă mașinile să meargă corect pe stradă, nu să omoare oameni nevinovați. Vă dați seama, doi copii, doi tineri care aveau viitorul în față. Veni aveți la părinți? E, acum de când a plecat la București cu serviciul, cu tot, venea mai mult de sărbători, mai venea și peste. Da, venea, venea. Dar au stat și au sărbătorit pe cineva de Sfântul Gheorghe? Tata lor. Primele cercetări de la fața locului arată că accidentul s-a produs după ce unul dintre pneurile tirului ar fi explodat. Șoferul mastodontului ar fi pierdut în acel moment controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit cele două autoturisme. Da, vă aud! Da, a fost activat planul de intervenție. Șoferul tirului a fost rănit ușor în urma impactului și la scurt timp a fost externat de către medici. Acum bărbatul va trebui să răspundă în fața legii și cel mai probabil acesta va fi acuzat de omor din culpă. Între timp, polițiștii așteaptă expertiza tehnică autocamionului pentru a afla în ce condiții s-a produs accidentul. În cazul în care se va stabili că este vorba despre o defecțiune, firma care deține autotrenul va fi verificată. Și inspectorii în muncă au început o anchetă pentru a verifica dacă șoferul tirului era în timpul programului în momentul în care s-a petrecut tragedia. Yeah.